că tot v-am obișnuit să vă scot la plimbare mereu când fac vreun vlog, ei bine, am zis, hai să tragem o tură și până aici la granița cu Bulgaria. Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi sunt un pic pe teren, o să vă fac un video despre ce să nu faci când ești la volan, pentru că Deși n-am foarte mulți kilometri, n-am mașina de mult timp, n-am mers extrem de mult, bă, o grămadă de idioți am fost în trafic și dacă se simte careva, îmi pare rău. Nu sunt acasă, vă cum vedeți, nu știu dacă se focusează, în partea edita mai lacu, am pus o poză pe Instagram, uh, link în descriere la Instagram, meu sau undeva aici pe lângă capul meu. Hai să vă zic ce dracului să nu faceți în mașină, că poate o să muriți ca urii. Cei mai mari dobitoci în trafic, îmi pare dacă vă simțiți, dar cei mai mari dobitoci în trafic pe care i-am întâlnit sunt cei care stau pe telefon. Efectiv, cum să spun, tu când stai pe telefon așa, pe, cum să spun, îți scade atenția foarte mult la volan. Extrem de drastic. Nu o să zic procentual pentru că ăștia care stau pe telefon nici măcar nu o să înțelegeți ce înseamnă procentual. O, dar oricum, în loc să se uită la la drumul în față stau și se uită pe telefon să vadă ia cine mi-a scris, își dau mesaje, unii mai fac și live sau stau să se uite pe Instagram la gagici. Bă, vrei să stai pe telefon, ai o urgență, trage pe dreapta, intră într-o bezlerie, ia-ți un covric că poate îți chiore mațele, ai o mașină scumpă, dar n-ai bani de unde hands-free sau nu ești în stare să spui telefonul la, la Bluetooth și l-ai dat pe difuzor, că și așa și majoritatea sunt singuri în mașină. Hai că vă că avem și spectatori, spectator, ne-a ne -a văzut cu numele diferite pe aici. Dacă într-adevăr, nu știu, ziceți, sunteți oameni de afaceri, trebuie să primiți niște telefoane, ori vă luați un handsfree, friu, e o cască pe care o țin ureche, ori direct AirPods-uri de alea căși fără fir le țipă Bluetooth, ori direct în difuzor aici la mașină. Dacă chiar e urgență și trebuie să vorbești la telefon, l-ai pus pe difuzor, i-ai dau volumul tare și gata, vorbești acolo cu cine trebuie. Nu mai stați cu telefonul așa sau așa că vă scade atenția și poate păți să vă sară un pietonul față un câine și mai faceți și păcate de nu mai ajungeți la poarta raiului, de vă închide Sfântul Petru afară. Și mai sunt unii, fie stau cu telefonul așa, bine, nu mă mai pe voi, pâine, dar stau gen așa pe telefon, fie și l bagă undeva aici, am bord. Stau așa cu o mână, se uită prin volan, deci chiar nu pot să înțeleg pe unii. Cum dracu au luat permis să mâncava și gura voastră? Legea există, am sunt, dar nu sunt puse în practică. Și de ce am eu, poate unul mă întreba, ce e așa de rău că sta, de ce am eu așa mare boală pe ăștia care sunt telefoniști? Simplu, toți ăștia care au fost idioți în trafic, mi-au tăiat fața, au tăiat curba, nu erau stare să-și mențină banda, intră cu viteză, nu sunt stare să ducă viteza unde trebuie, ghișe, toți aveau ceva comun, erau pe telefon. Un alt sfat ar fi următorul, ți foame, mănâncă și tu înainte să pleci la drum, asta trebuie să pleci dimineață, te trezești mai devreme și bagi un covrig în gură. Că dacă te-a pus să mănânci la volan, nici nu simți gustul la ce mănânci tu acolo, mai și dai pe tine. Dacă ți-ai luat un sandwich de la cu maionesă din beznerie, e baftă să îl mai curezi de pe scaune. La fel, cafeaua, aia pătează cel mai rău. Cel mai bine, dacă vrei neapărat să ai ceva în mașină, că ești pe un drum lung și n-ai unde să o oprești, ești pe autostradă, beznerie, la 50 de km departare, Biscuite. ai și tu un biscuit, un covric, ceva uscat și o sticlă de apă, eventual. Un sfat pentru cei care nu suportați că gagicile voastre, cine are, uh, vă las mizerie în mașină. Sfatul meu, explicați -vă, explicațiile lor, hai că încerc să vă gesticulez așa. Când vor să se suie în mașină, să nu se mai suie normal, să se pună așa frumos cu curul, cu spatele și să bată din picioare, să scuture zăpada după, după Dacă pleci pe undeva pe unde n-ai mai fost, fă de acasă un traseu, ai Waze, ai Google Maps, fă traseu acolo ca să nu stai după aia să stânga-dreapta că nu știi pe unde să o iei, sau stai să deschizi telefonul nu mai claxonați pe toată lumea în trafic, vedeți o gagică, bă, lăsați-o pace, că nu toate tipele mișto care fac autostopul sunt traseiste, cocor sau pinguin, cum li se mai spun. Nu mai claxonați aiurea, că pe lângă asta, cum să spun, claxonul se folosește doar în scopul evitării unui accident. Sau și uh, făcut amenziile mult mai drastice, mult mai dure. Acum, cea mai... bă, uitați-vă un pic așa, o amendă de 7-800 de lei, acum e vreo 1400-2300, ceva de genul variază. Așa că aveți grijă ce faceți cu flash cu claxoane, cu viteză, cu depășirea iurea, să nu vă luați o amendă de, cum să spun, trei amenzi de astea și v-ați vândut mașina. Acum o să mai iau de oamenii mai credincioși. ești credincios? Nu mai pune în pui mei cruciulițe și toate parfumurile să-ți atârne la oglindă. Uite, eu de exemplu mi-am pus pe suportul de la telefon parfumul ăsta, dar nu se vede pe filmare de la meu de la Night Travels. E pus frumos pe suportul de telefon fix aici, lângă astea două guri de ventilație de unde vine aerul. Mai avusesem la uh, școala de șofer, instructorul avea o iconiță mică pusă cumva gen în colțul de la geam, dar mă rog aici în față, când nu se deschidea geamul po bucată și avea acolo pusă o iconă. Sau o pui în torpedo sau undeva. Dar nu vă mai puneți chestii care să vă ia uh, vederea. Vi să atât atâta și vă mai lua și amendă dacă vă prinde poliția, eu că aveți așa ceva. Vă puteți pune senzor de parcare sau cameră de asta de filmare, dar o puneți cum ar fi în spatele o și cablul îl trageți undeva pe deasupra. Și acum pentru unii care o să-mi spuneți, bă, ce șofer ești tu, adică filmezi un video despre ce să nu faci la volan, dar tu stai pe loc, da... Dacă n-ați fost atenți, primul lucru pe care l-am spus, nu sta pe telefon. Păi în acest moment vlogul filmez cu telefonul. Ce voi să fi... Tot eu vă zic să nu stați pe telefon, dar în același timp mă filmez cu telefonul. Și dacă unii chiar la bagi, nu mai faceți la bagi, nu faceți dreacu acasă sau aveți și voi răbdare să găsiți pe una, să dați și voi o clanță. Când conduci și vorbești, nu mai gesticula atâta, că dacă ai peste 100 la oră și stai și ții volanul doar cu o mână, îți cam scade controlul volanului și nu știi cum ajungi după aia prin vreun pom și înainte de astea. Dacă știți că plecați undeva și vă prinde noaptea, verificați și voi uh, farurile și tot. Că poate aveți vreun far ars și nu vă merge vreun bec și când plecați la drum lung și se face noapte, vii cu fază lungă, că nu-ți merge pe stânga faza scurtă, de exemplu, și te înjură tot șoferii, că de ce mergi cu faza lungă. Așa că verificați și voi cam ce v-a învățat la școala de șoferi să vă verificați. Farurile, nivelul de ulei aveți joja acolo, folosiți-o, că pentru asta s-a inventat uh, presiunea cauciucuri, vedeți și voi dacă aveți sau nu roțile lăsate. Un asfalt bun. Bă, când aveți mai mulți bani la voi și băgați benzine, nu băgați de o anumită sumă de 50 de lei, cum bagă tot românul. Ai la tine 200 de lei și n-ai ce să faci cu ei, îi bagi atunci în benzină, să-ți faci plinul, că și așa se scumpește benzina. Măcar, de exemplu, eu am prins la un moment dat, mi-am mi făcut plinul și peste o săptămână s-a scumpit cu vreo 30 de bani, deci am economisit vreo 10 lei pe acolo. Dacă aveți animale, nu le țineți pe bancheta din față. Câine, pisică, papagal, șobolan, ce aveți voi, nu aveți voie cu animale pe bancheta din față. Le țineți pe bancheta din spate. Și dacă aveți și vreun câine extrem de jucăuș care e în stare să vă dea la o parte de la volan să conducă el, mai bine mai luați o persoană să stea cu câinele pe bancheta din spate. Că dacă începe câinele ăla să se joace cu voi, vine din spate, vă de mână să-l mângâia, să-l scărpinați, și știe pe unde ajungi cu mașina, de nu mai ajungi cu câinele la veterinar? Îl duci direct la cimitir. Îți place să asculți muzică în mașină? Făți un playlist din timp de acasă. Nu sta după aia să cauți etuna pe uh, Apple Music, magaz nu Magazine Play, YouTube Music, Spotify. Făți un playlist de acasă și pune-l să scânte acolo. Să nu te trezești tu pe la jumatea drumului, bă, parcă aș asculta ceva de genul și te-a pus să cauți, nu-ți găsești melodia. Fă-ți din start, tu de acasă cu niște melodii ce știi sigur că-ți plac, ca să nu mai îți sară atenția asupra telefonului, că în primul rând, de șofer, stai atent la drum. Dacă vrei neapărat să ai un DJ, mai e pe cineva lângă tine și spui, bă, puneți tu ceva bun acolo. Dacă tot stați pe telefon, măcar puneți-vă și voi comandă vocală un Hey Google sau Ok Google, search midget porn, ceva de genul acolo să vă meargă. Pentru cei care vă place muzica mai dură așa și conduceți mai agresiv, știți că vă grăbiți sau accelerați tare în curbă, sfatul meu, nu dați muzica tare, că o să conduceți mai agresiv. Sunteți în oraș, Lăsați muzica mai încet, că după aia poate o ambulanță prin spatele tău și tu n-auzi și mai ieși în unghi și nu vezi. Lasă muzica mai încet. Când ești la drum lung, dă să urle ca lumea. Pe lângă asta, v-am învățat și la școala de șoferi, n-ai voie ca, cum să spun, dacă asculti muzică în mașină, să nu răsune tare în afară să-i deranjeze pe ceilalți un sfat, vedeți că acum vă luați amendă și dacă vă dați flash în trafic, ați văzut poliție, sfatul meu, folosiți Waze că e destul de bun, vă arată unde este poliție, cel puțin, de fiecare dată când mi-a arătat pe Waze că e poliție, chiar era acolo. Dacă ați picat sala de vreo 3-4 ori maxim și ați picat și traseul și nu de la emoții, că ai o dată, ai doar, dar n-ai de 10 ori emoții, sfatul meu, dacă n-ai fost în stare să i permiți într-un an de zile cât ține școala de șoferi, nu mai da de caret, că o să fii un pericol public. Dacă n-ai fost în stare atunci să înveți să conduci, care vorba aia, când ești în școala de șofer și faci practică, faci ora de condus, nu mergi cu viteze mari, nu ajungi în cine știe ce situații, mai ești pe instructor acolo și în caz de orice spune el frână, așa când ești doar tu singur, mori pe prostia ta. meu, dacă nu ești în stare să iei permisul de a-ți expiră după un an de zile școala, că ai tot picat sala, și de-abia ai ajuns și tu la traseu, mai bine fă-te pietoni, ia-ți o bicicletă sau, de fapt, nu-ți lua nicio bicicletă, că sunii cu bicicletele merg, nu că pe mijlocul benzii, pe mijlocul drumului și n-am loc să trec de ei. Dacă șofați în București sau în marile orașe pe unde sunt trotinetiști, probabil că o să-mi iau puțin hate acum, aveți grijă cu trotinetiștii. Cel puțin toți prietenii mei care circulă prin București, inclusiv eu, avem măcar o întâmplare în ultimele 2-3 luni cu câte vreun trotinetist ăsta care își imaginează că dacă el nu are loc pe prima bandă, că sunt mașini parcate, în loc să aștepte să treacă coloana de mașini care merge și nu este oprită la semafor, nu, el trebuie să se bage în față, că el mai cu moți și trebuie să oprim noi să o intrăm pe contrasens, că nu are loc de mașinile parcate. Deci, ca să înțelegeți, pentru cei care poate vreți să mă că sunteți trotinetiști, bicicliști, roliști, skateriști sau mergeți cu satelit în sulă. Uh, voi aveți voi să mergeți printre mașini să, să, filtrați coloana în momentul în care mașinile sunt oprite la semafor. Dacă sunt mașini în mișcare, tu rămâi pe marginea benzii, n-ai loc să treci că e o mașină parcată câș și trebuie să intri pe banda 2 cum ar veni, că prima banda e cu mașini parcate, așteaptă să treacă mașinile alea. Că la nu, cum să spun, una e să manevrezi o trotinetă care e o țeavă și un mâner așa și alta e să manevrezi un vehicul de o tonă, o tonă jumate, două tone dacă este vreun SUV și mai are și viteză de 40-50 la oră și tu ai maxim 20-30 cu trotineta aia. Și mai găsești idios de ăștia care sar așa în față și mai sunt și cu copilul în brațe. Dar ce e ca la păcăleri să pice șapte șeptari sau omor mai mulți deodată? Potriviți-vă dracului scaunele și oglinzile, că am făcut și o greșeală la început când mă suiam la volan, îmi puneam scaunul în față și stăteam ca și cum stau la birou. Și aveam impresia, și drept cum merge mașina asta repede, îmi place mie viteza, dar nu mi-am dat seama că având picioarele în față, oricât de puțin apăsam, se ducea mult față de ca și cum aș în spate. Așa că, chiar dacă vă evoc, că nu aveți vizibilitate bună dacă stați mai în spate, bă, stați mai în spate, nu stați ca la calculator cum făceam eu greșeala asta, că după aia o să stați așa în față și dacă vrei să frânați, ori apăsați un pic, ori dacă apăsați mai tare pe frână, dar și cu capul de parbriz și vă mai pleacă și airbag -urile. Încă n-am pățit asta și sper să nu o pățesc. Dacă vă face una cu ochiul că mergeți pe centură, pe DN2 sau pe unde mai circulă diferite păsărici de-astea, cocor sau pinguin, cum dau ei din cap așa, eu vă zic zice mai bine să nu vă opriți la ele, că alea sunt pline de boli. Adică alea sunt purtătoare de boli, toți tiriștii care fac toată țara dintr-un capăt în altul, stau două zile cu curul pe pernă și puta motorină, sfatul meu, nu vă băgați pe așa ceva, nici să nu, și nu începeți cu de lasă-mă că eu pun două prezervative, bă, vreți gagici? Intrați pe alte site-uri și căutați acolo matrimoniale noastre la care se oprește orice șofer care are o rabla amărâtă. Dacă stați la țară sau aveți o mașină cu care cărați chestii să mai, e mai de tăvăleală, spălați-o și voi, măcar în spate să se vadă, pentru că sunt unii, pe că și încarcă rablele alea care scot și o grămadă de fum, Merg și cu puntea lăsată rău de tot că sunt pline și mai sunt și jegoase de e puțin în întuneric afară, se lasă seara sau e dis de dimineață, n ar soarele. Și cu mai farurile pornite, nu prea vezi bine care e acolo, nu-i vezi numărul, nu-i vezi vopseaua, așa că spălați-vă și voi mașinile, că nu umblați cu jegul pe ele, că se duc cam duce din vizibilitate și din cât câte știu n-ai voie să circul cu mașina jegoasă. Sau măcar așa, din bun simț, dacă nu din cauza că te înjură alții. Aici o să vă zic o întâmplare pe care am văzut-o în București, e o parcare pe lângă piața Victorie care era cândva 9 15 minute sau ceva de genul. Era o femeie la ieșirea din parcare, nici măcar nu ieșise de acolo, blocase și intrarea în parcarea aia. Ce făcea cu coana aia? Frumos, se machia, se dădea cu ruși, se aranja acolo. Bă, voi cele care vreți să vă machiați, să vă faceți frumoase, măcar machiați-vă în parcare, nu că sunteți la ieșirea din parcare și vor alții să intre pe acolo, ce naibă. Limita de viteză nu este degeaba pusă. M-am uitat pe nou cod penal și dacă depășești limita maximă în unde ești tu pe drumul ăla, în localitate, în afară localității pe autostradă, dacă depășești cu 70 de km la oră, ți s-a anulat permisul. Și oricum, sfatul meu, mergeți cu viteza legală. Vrei să depășești ceva, îi dai un 60-70 maxim, că e drum drept și nu e nimic în față. Dar oricum, mai ales dacă stați la țară, circulați mai încet, pentru că sunt copii care Văd și eu o mașină mai rar. Nu e ca în București când până și câinii aia mai danezi, care erau cândva sau cam puținat, știau să traverseze la semafor. La țară sare lumea în față, sunt o grămadă cu căruța și general când e unul cu căruța are și vreo 2-3 câini în spate lui și aveți grijă cum mergeți. De asemenea sunt o grămadă de oameni care au oi capre pe marginea drumului. Poate pe la voi se mai, mai sunt și turme de alea de vaci cum vin seara de, seara de la văcari. Pe la mine nu prea mai sunt vaci, dar a pățit că mi-o de genul. Avea mașina parcată în fața porții, nu o băgase în curte și a venit o vacă, s-a văzut vaca în oglinda retrovizoare acolo și se uită cum se uita vaca în oglinda, i-a dat așa cu cornul pe ușă. Un sfat pe care vi-l dau, dacă aveți să zicem persoane în anturajul vostru care sunt enervante ca și pasageri, ori vă țin de vorbă într-una, de vă povestesc și ce au făcut nu știu ce verde ai lor de prin Spania cu șapte ani de zile. Ori vă zic vouă cum era pe vremea sa la condus. Ori are probleme cu prostata și se pișe într-una, ai vine se pișe, sfatul meu. Decât să mergeți cu oameni care vă enervează la volan și vă stresează, mai bine mergeți singuri. Dacă aveți chestii de cărat, cum ar fi scule de pescuit, că vă place pescuitul ca mine, puneți-vă un porbagaj deasupra mașinii. Să nu stați cu... mai ales dacă aveți o mașină cu două uși ca a mea, nu vă puneți sculele așa pe diagonală, că mai și luați un loc acolo de pasager să mergeți mai mulți. Luați-vă un porbagaj de la deasupra că e super sfânt. Un sfat bun, dacă vreți să vă luați o mașină, chiar dacă vreți să deci, zicem o mașină cu cai mulți, orientați-vă în primul și în primul rând, pe lângă kilometri, să n aibă un kilometraj de camion de la de traversează Turcia, Berlin și înapoi. Luați-vă mai bine o mașină mai nouă, chiar dacă e mai slabă, pentru că cum să spun, majoritatea care își cumpără mașini de astea aduse din Germania, din import, care cicau maxim 220 de mii, dau vreo 3 400 unii, chiar și milionul de kilometri de... N-are un camion atâția kilometri cât are o mașină din aia. Ăștia își dau toți banii pe o mașină care și așa e mai bătrână ca ei, dar nu mai au bani să o întrețină, pentru că cu cât o mașină e mai scumpă când e nouă, cu atât piesele sunt din ce în ce mai scumpe. Ca idee, un BMW din 2000 e de vreo 5-6 ori mai scump la întreținere, decât un Logan, un Fiat, un Chevrolet din 2015-16 ca idee. Așa că dacă n-aveți pretenții de mașini de alea să atrageți gagici, bine, după părerea mea nu ție mașină să atragi gagici. Vrei să atragi gagici, îți iei ori un Ferrari, ori un Porsche, un Mustang, chiar un Mustang electric. Uite, măcar așa scăpați de problema cu impozitul înțeleg, 5-0 te rupe la impozit, dar măcar e electric. Vă luați o Tesla, că sunt destul de rare. Vrei să atragi? ia o mașină mai rară. Nu un BMW de are jumătate de București. Și sfatul meu, vrei să-ți iei o mașină, cumpără-ți o mașină care este mai cât de cât mai nouă la an. Nouă în ideea să aibă 20 de ani. Un 10 ani în medie. 7 ani dacă poți, dacă să zicem nu-ți permiți una aproape nouă. 13 ani, 14 ani, ceva pe acolo, dar nu 20, 20 și ceva. Adică totuși, mai, vă luați mașini mai bătrâne ca voi, vă luați mașini majore și femei minore. Trebuie invers, ce dracu. Și cam asta cred că a fost Dacă mai e ceva ce mi-a scăpat uh, Pot să las în comentarii Dacă mai aveți vreo sugestie Ce să nu faci în timp ce ești la volan în mers Scrieți-mi în comentarii Sper că v-a plăcut videoclipul ăsta N-am vrut să par că sunt arogan sau ceva Nu-mi dau aere că sunt vreun mare șofer Sau ceva că am și o bașire asta Din septembrie-octombrie anul trecut și De vreo 3-4 ore am făcut plenul Norocul meu că consumă puțin, băcar atât În fine, vă aștept alte sugestii În secțiunea comentarii și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Apropo, vreau să le mulțumesc membrilor care apar acum pe lângă capul meu. By the way, și lângă mine aici e un membru făcut mâna. A, A, vedeți, dacă sunteți membri, vă iau și la plimbare. Mă gândesc la o chestie să o fac, dar să văd dacă vrea lumea. Vreți să anulez cel mai mic grad de membru, ăla de 2 lei, oricum sunt alte ieftine patrulea acolo. Dar să scot membru de 2, lei, de 2 lei că n-am voie cu mai mult de 5 grade. Și al 5 grad să fie unul scump, pe ideea, nu știu, 250 de lei sau cât e maximul. Astfel încât cine și-a gradul ăla, să vin direct la el în localitate sau în oraș să fac fan mit la el. așa, de 250 de lei, bag și o benzină pot să mă duc până la Suceava, dus. Întors, văd eu, mai pun de la mine, nu-i problemă. Vă aștept cu sugestiile astea în comentarii. Oricum, dacă vreți să vedeți restul vlogurilor care urmează, videoclipurilor și să mai primiți niște exclusivități, bulbuieli și alte prostii, și să intrați pe grupul de WhatsApp pentru membrii, luați-vă membru, nu vă costă mult. Cam atât. Pe data viitoare. Ceau les!